să ceară orice de la Dumnezeu în rugăciune. Cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Și sigur, în Evanghelia de la Luca, Mântuitorul Hristos arată și temeiul celor spuse, că oricine cere ea, cel care caută află și celui care bate îi se va deschide. Sau cine este omul acela între voi care de va cere fiul câine, el îi va da piatră. Sau de îi va cere pește, el îi va da șarpe. Deci, dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri vă va da vouă cele bune. Așadar, iată, acest temei logic, aș spune eu, pentru că noi știm să dăm copiilor noștri cele bune și nu suntem ca și Dumnezeu în bunătate. Cu cât mai mult Dumnezeu, dacă noi în credință vom cere lucruri, ni le va dărui. Astăzi vedem confirmarea acestor lucruri spuse de Mântuitorul Hristos. Se apropia de Ierihon și, ca de obicei, mulțimea era în jurul său. Auzind zarvă un orb, a întrebat ce se întâmplă și s-a spus, trece Iisus Nazarineanul. Și a sublinia acest răspuns care i s-a dat, trece Iisus Nazarineanul. Iar în momentul acela el începe să strige, Iisuse Fiul lui David, miluiește-mă! Și striga atât de tare încât a deranjat pe cei care mergeau înaintea Mântuitorului Hristos și aceștia îl îndemnau să tacă, dar el și mai mult, Iisuse Fiul lui David, miluiește-mă, zicea. Mântuitorul Hristos merge la el, îl întreabă ce vrea de la el și îi spune clar să văd, vezi, credința ta te-a mântuit. Vedem că cei care mergeau înaintea Mântuitorului Hristos i-au spus că vine Iisus din Nazaret, Iisus Nazarinianul, dar el nu strigă Iisuse Nazarinene, miluiește-mă pe mine păcătosul sau dăruiește-mă mie vederea, ci spune Iisuse Fiul lui David, o diferență foarte mare. Pentru că mulți dintre cei care mergeau înaintea sau cu Mântuitorul Hristos credeau că El este un proroc, unul dintre proroci. Însă acest orb era luminat cu totul, pentru că îl numește Fiul al lui David, ceea ce înseamnă că a recunoscut în Iisus din Nazaret pe prorocul care avea să vină, pe Mântuitorul. De aceea spunem că acest om era orb cu adevărat, pentru că nu vedea, dar era străluminat. El a simțit, a văzut și a crezut că Iisus este Mântuitorul, este Cel care avea să vină să mântuiască pe Israel. De aceea nu-i cere un lucru mărunt. Dacă credea că este Iisus Nazarineanul, un proroc între proroci, îi cerea probabil o bucată de pâine, dar nu, el i-a cerut un lucru mare pentru că știa că poate să îl dea. Și Mântuitorul Hristos, văzând credința lui, i-a spus, vezi, credința ta te-a mântuit. Observăm la acest om care cerșea o încredere de nestrămutat, că cel căruia îi cere acel lucru este cu adevărat Dumnezeu. Și apoi vedem că această încredere este dublată de o stăruință nemai văzută, pentru că oricât l-au îndemnat acei oameni să tacă, el nu a tăcut.
În ceea ce privește rugăciunea noastră pe care o facem aici în biserică, trebuie să ne gândim și să luăm exemplul acestui om, acestui orb, care a crezut, a știut în fața cui stă și de aceea credința lui i-a dăruit un lucru nemai auzit și nemai văzut, aș putea spune, ca un orb din naștere să capete vederea. Și vedem că Mântuitorul Hristos ne îndeamnă să facem rugăciuni și oricine cere, spune Mântuitorul Hristos cu credință, acela și ia, dacă cererea lui este o cerere mântuitoare sau bună. Ava Zoil din Tebaida se întorcea din muntele Sinai și pe drum s-a întâlnit cu un călugăr care a început să îi se plângă că sunt lipsiți de apă, este secetă mare. Și atunci Ava Zoil i-a spus, cu siguranță nu vă rugați așa cum trebuie. Ba ne-am rugat, părinte, i-a spus acel călugăr. Și Ava i-a spus, înseamnă că rugăciunea voastră nu a făcut-o așa cum trebuie, cu stăruință. Vrei să vezi lucrul acesta? Vrei să-ți arăt că nu v-ați rugat așa cum trebuie? Și Ava Zoil și-a ridicat mâinile și îndată a început să plouă. Ei, sunt câteva caracteristici asupra căruia m-aș opri ca rugăciunea pe care o facem, în particular sau în biserică, ar trebui să le aibă. Și în primul rând aș spune să știi în fața cui stai. Când mergi la rugăciune, de fapt te întâlnești cu Dumnezeu. Când mergi la rugăciune, trebuie să fii asemeni lui Toma, care a căzut în fața Mântuitorului Hristos, i-a cuprins picioarele și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Chiar dacă uneori avem ezitări în credință, noi nu ne rugăm pentru a face un ritual zilnic, ci este întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Îi vorbim lui Dumnezeu ca unui tată și El ne răspunde de asemenea cu dragostea sa părintească. Dacă nu știm în fața cui stăm, dacă ne umplem cuvintele, umplem gura de cuvinte și nu le coborâm în inimă, atunci este o rugăciune a timpului pierdut. Pentru că intrăm într-un ritual și ne uităm de fapt de conținut. Uităm că în momentul în care spunem Tatăl nostru, stabilim această legătură personală cu Dumnezeu și trebuie să-i vorbim ca unui tată, iar El ne vorbește ca la niște copii. Apoi, sigur, legat de prima parte, trebuie să ne reculegem, în momentul în care facem rugăciunea. Este multă împrăștiere în viața noastră și vedeți bine că imediat ce ne sosește o veste din lume sau despre familie, ne tulburăm și gândurile noastre la rugăciune sunt împrăștiate. Dar trebuie să fie această reculegere. Gândiți-vă că sufletul ne însoțește trupul atunci când facem lucrul de fiecare zi. Munca, truda pe care o facem în fiecare zi este însoțită și de suflet. Atunci ne punem toată mintea și căutăm să ne împlinim toate lucrurile pe care le avem în acea zi cu mare conștiinciozitate. Dar vine vremea rugăciunii, când trupul trebuie să însoțească sufletul la rugăciune. Și atunci trupul trebuie să se potolească de viforul acestei lumi. Pentru că trebuie să înțelegem că rezolvarea problemelor noastre nu vine numai din înțelepciunea noastră, ci vine de la Dumnezeu. Noi încercăm să facem după știința noastră și după priceperea noastră și bine facem, pentru că cu truda zilnică suntem datori. Dar în momentul în care ne punem în genunchi în fața lui Dumnezeu, ne reculegem și începem să vorbim cu El în rugăciune, noi mărturisim că
puterea vine de fapt de la Dumnezeu. Și avem nevoie de această reculegere, avem nevoie ca trupul să se așeze, să se reculeagă în genunchi în fața lui Dumnezeu și să lase sufletul liber către Dumnezeu. Că dacă avem nevoie de hrană trupească, avem nevoie și de hrană aceasta sufletească sau duhovnicească. Dacă ne îngrijim de trupul nostru în fiecare zi, în toate cele 6 zile, în a 7-a zi, trebuie să lăsăm sufletul să se odihnească în brațele părintești. Apoi, trebuie să avem încredere în lucrarea rugăciunii, pentru că de multe ori aceste cuvinte, fie ție după credința ta, vin ca o sândă asupra noastră, pentru că noi nu avem încredere cu adevărat în lucrarea rugăciunii. Și iarăși fac această comparație, așa cum ne minunăm de rodul lucrului mâinilor noastre, tot astfel și rugăciunea este o lucrare minunată, care vine și netezește viața noastră și netezește suferința noastră și încoronează chiar munca noastră. Spune psalmistul, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Care este lucrul? Lucrul mâinilor noastre. Și care este lucrarea noastră? Este rugăciunea. Și rugăciunea trebuie să fie ca o lucrare pe care o facem în lumea aceasta, și care aș putea spune că este mai importantă decât cea dintâi, pentru că, vedeți, sunt orbi în lumea aceasta, dar sunt luminați prin ce? Prin multă, multă rugăciune și ascultare față de Dumnezeu. Oare Părintele Teofil Părâianu nu a fost de ajutor lumii acestea, lumii care vedea și el nu avea lumină în ochii săi? Și pe câtă lume nu a mângâiat? Prin ce? Prin lucrarea pe care a făcut-o în lumea aceasta. De aceea, atunci când ne punem la rugăciune, pe lângă această reculegere, adunare, trebuie să avem și încredere că rugăciunea noastră este o lucrare importantă și care, așa cum se împlinește lucrul pe care îl facem zi de zi, se împlinește și ea atunci când îi vorbești lui Dumnezeu. Oare, spune Mântuitorul Hristos, care este Tatăl care atunci când Fiul îi cere pește, el îi dă șarpe? De aceea trebuie să avem această încredere. Și ne spune Mântuitorul Hristos, aveți credință în Dumnezeu, adevărat, adevărat zic vouă, că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte veți cere rugându-vă, să credeți că le veți și primi și le veți avea. Aceste cuvinte trebuie să ne stăpânească, pentru că sunt spuse de Mântuitorul Hristos. Să credem că ceea ce cerem și avem. Și atunci Dumnezeu privește spre credința noastră și spune, fie ție după credința ta. Și sigur, stăruința în rugăciune. Apoi, orbul Bartimeu a stăruit. Apoi vă aduceți aminte de femeia cea păcătoasă care a stat în fața lui Dumnezeu și s-a căit cu stăruință. Apoi de femeia cu scurgere de sânge bolnavă care s-a atins de Mântuitorul Hristos. A mers prin mulțime cu stăruință doar să îi atingă haina Mântuitorului Hristos și a primit această vindecare. Sigur, ne gândim apoi la stăruința rugăciunii Mântuitorului Hristos din Ghetsimani, când sudoarea lui s-a preschimbat în sânge. Și ne spune Evanghelia, fiind în zbucium, cu mai multă stăruință se ruga. Așadar, și atunci când suntem în zbucium, când suntem zdrobiți, nu trebuie să deznădăjduim, ci cu mai multă stăruință să ne rugăm. Această rugăciune a lui Bartimeu, să știți că o facem în fiecare zi în biserică. De câte ori oare nu ați spus împreună cu cei care cântă sau ați cântat chiar dumneavoastră, Doamne, miluiește!
Și este chiar o ectenie a cererilor stăruitoare când spunem nu numai o dată, Doamne miluiește, ci de trei ori, Doamne miluiește. Este de fapt rugăciunea pe care a spus-o și Bartimeu. Toate, pe toate acestea însă trebuie să le coborâm în inimă și să știm că venind aici în Sfânta Biserică sau făcând rugăciunea particulară, facem o lucrare mare. Să știți că lumea aceasta este ținută de rugăciunea credincioșilor și de rugăciunea sfinților. Cât de frumos este să intri aici în Sfânta Biserică și să știi cu adevărat, să treci prin minte, să cobori în inimă, că de fapt tu te afli aici în fața lui Dumnezeu. Și vedeți că am introdus în Sfânta Liturghie un pasaj uitat sau trecut cu vederea în timpurile din urmă, când preotul vine și spune ca o certitudine din Sfântul Altar, adică din ceruri, Hristos este în mijlocul nostru și dumneavoastră spuneți, este și va fi, așadar este o certitudine. Așadar, în fiecare zi, pășiți în fața lui Dumnezeu cu încredere, că sunteți și suntem copiii Lui, să cerem ceea ce ne este de folos sufletelor noastre pentru mântuire, și vom auzi tainic în inimă ca o mânghiere, fie ție după credința ta. Amin.